Salut! Vreau să vă arăt ce fac eu cu cojile de la banane. După ce le consumăm, nu le aruncați. Pentru că sunt un îngrășământ foarte bun pentru plante. Cu o foarfecă le toc mărunt. Mai puțin cozile. Am cojile de la 4 banane. Se toacă foarte ușor cu o foarfecă. Părțile cu etichetă nu le folosesc. Cum se vede, procedeul a durat foarte puțin. Și acum le introduc într-un bidon cu apă, un bidon cu capacitatea de 2,5 litri. Am făcut în partea de sus o gaură și le introduc în acest recipient. După ce voi introduce toate cojile în interior, las bidonul într-un loc ferit de roazele solare directe, la macerat, timp de minim 4 zile, cel mai bine o săptămână. Când apa se va colora, suntem siguri că aceste coji de banane și-au eliberat toate proprietățile benefice în această apă. Iau bidonul și îl las aici. Este un procedeu simplu prin care vă puteți asigura nutrienții necesari pentru plantele de apartament. Bananele se consumă în mod curent, și un astfel de bidon preparat cu apă, cu substanțe extrase din cojile de banane, va ajunge să udați florile timp de o săptămână. Așa că nu le mai aruncați la gunoi, dacă nu le puteți composta, le puteți transforma în îngrășământ lichid pentru plante. Până data viitoare, să fiți sănătoși, numai bine! După 4 zile, așa arată apa noastră în care am macerat cojile de banane. Este o soluție puțin tulbure, ca apa în care s-a dizolvat drojdie. Mirosul este plăcut. Nu este nimic special și nimic rău. Din cauza căldurii, începe ușor să fermenteze. Este foarte bună pentru a fi folosită la udatul florilor. O mai las câteva zile și revenim la o filmare. Așa arată concentratul nostru obținut din fermentarea cojilor de banane. Este o soluție de culoarea socatei băuturii preparate din flori de soc. În momentul în care începe să fermenteze, este momentul prielnic să scoatem cojile și conținutul, lichidul, poate fi folosit ca îngrășământ lichid pentru plante.
am să scot aceste partea vegetală, bananele, cojile de banane, iar lichidul va fi folosit pentru udatul florilor. Încercați și voi, este o soluție simplă și eficientă. Am separat lichidul de resturile de banane, de coji de banană. Lichidul are o culoare frumoasă și este foarte bun pentru udatul florilor. Îl voi folosi să ud lămâile, mâna Maicii Domnului, precum și lămâiul cel mare.